Înaintea partidei de la sfârșitul acestei săptămâni, Sporting se află pe locul 4 în clasamentul seriei cu 11 puncte acumulate în 6 meciuri. Aducerea lui Gheorghe Poenaru pe banca tehnică nu a avut efectul scontat pentru romașcani, care ocupă în momentul de față un modest loc 8. Oaspeții de sâmbătă vin totuși după două victorii consecutive contra grupărilor Young Stars Panciu și Ceahlăul 2 Piatra Neamț. Meciul dintre Sporting Suceava și Petro Tub Roman va fi arbitrat la centru de Otila Balint din Odorheiu Secuiesc. În ultimul meci oficial dintre cele două echipe disputate în luna martie, sucevenii s-au impus cu scorul de 3-2. Golurile albverzilor au fost marcate atunci de Guriță, Buziuc și Nechitoaia.